Can I tell you a little story from Africa? Poți să vă spun o întâmplare scurtă din Africa? Wave your hand. Ridicați mâna. Okay. Vreau să vă spun o întâmplare scurtă din Africa. You see, I don't preach at my congregation. I always preach with my congregation. Vedeți, eu nu predic adunării mele, ci predic cu adunarea mea. Hallelujah. Hallelujah. Now, in Africa, millions of people love me. În Africa, milioane de oameni mă iubesc. As I love them. Exact așa cum eu iubesc pe ei. But there are some people there that hate me. Însă în Africa sunt câțiva oameni care mă urăsc. Shall I tell you who those are? Vreți să vă spun cine mă urăște pe mine în Africa? Those people who hate me are the witch doctors, the sorcerers. Cei ce mă urăsc pe mine cel mai mult în Africa sunt vrăjitorii. And you know why they hate me? Știți de ce mă urăsc vrăjitorii? They say when Bonky comes to town, our business goes bankrupt. Când vine Bonky în orașul nostru, afacerea noastră dă faliment. Amen. Amin. Hey. Hallelujah. I like that. Îmi place așa de mult. So on one occasion, odată, four sorcerers came to my meeting. Patru vrăjitori au venit la mine. They said today we will curse Bonke when he preaches. Astăzi mergem unde predică Bonke și îl blestemăm. When he stands there with the microphone, we will hurl up the evil spirits and throw them against him and he will be paralyzed. Când va predica, vom ridica duhurile spurcate și le vom arunca pe el și Bonke va fi paralizat. The meeting had started. A început întrunirea. I was sitting on my chair right there. Ședeam pe scaun chiar acolo. I didn't smell any devil. N-am mirosit diavol, niciun diavol, n-am mirosit, n-am avut miros de diavol pe lângă mine. No, I couldn't smell a devil. Nu puteam să miros un diavol prezent acolo. But while I was sitting there, și în timp ce stăteam acolo, I felt the anointing of the Holy Spirit all over me. Am simțit ungerea Duhului Sfânt peste toată ființa. Aleluia! Aleluia! And then they said, now evangelist Reinhard Bonke is going to preach. Și cineva m-a anunțat și a zis, evanghelistul Reinhard Bonke va predica. I took the microphone. Am luat microfonul. And as I normally do, așa cum fac de obicei, I started off by saying hallelujah. Și am început să zic tuturor, low-key, hallelujah. Am început să spun hallelujah, hallelujah. Now that little hallelujah was enough. Vreau să vă spun că a fost de ajuns să rostesc cuvântul hallelujah. And the power of the four sorcerers broke. Și puterea celor patru vrăjitori s-a dus, s-a rupt. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. They came together and they said, Bonke is too powerful. We can never curse him. Cei patru vrăjitori au venit împreună și pe urmă au plecat și au zis, e prea puternic Bonke să ne atingem de el, să-i facem rău. They said, we must get support from the biggest sorcerer in the whole world. Noi neapărat trebuie să mergem după ajutorul celui mai mare vrăjitor din lume. This is what I was told. Aceasta mi s-a spus după aceea. Okay. Bine. They phoned all the way to America. Au zburat până în America. To the biggest sorcerer. La cel mai înalt, cel mai mare vrăjitor. And said, "We will pay you a first class air ticket. Come to Africa to curse Bonke." Vino până în Africa să-l blastem pe Bonke și îți cumpărăm bilet la avion la clasa întâi. Now, you don't need to wait any longer. I have to tell you already now, that was a first class mistake. Vreau să vă spun și nu trebuie să mai așteptați. Ceea ce au făcut ei, au făcut o greșeală de clasa întâia. Hallelujah. Amen. Amin. Now listen to this. Ascultați cu atenție, vă rog. Listen to this. Ascultați cu atenție. I was at another crusade. Am ajuns la altă cruciadă evanghelică. Hundreds of thousands of people. Sute de mii de oameni prezenți. And there was that sorceress from America.
Iată că a venit vrăjitorul acela acolo. Two warlords on the left and two on the right, all five. Cinci erau de altfel, ăsta mare la mijloc și cele patru ajutoare, doi și doi pe stânga și ready pe dreapta. To paralyze Bonke. Gata să-l paralizeze pe Bonke. I was sitting there on my chair. Ședeam acolo pe scaunul meu. Din nou miroseam? I didn't smell any devil. Și n-am mirosit nici o putoare de drac. But I felt the anointing of the Holy Spirit. Dimpotrivă, am simțit ungerea. Aleluia! Cât peste corpul meu. Aleluia! Then I got the microphone. I stood up and I said, și atunci am primit microfonul și am zis, very low key, very low key. Foarte încet, murmurând, ușor. Aleluia! 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 The moment I said that, în momentul când am rostit aleluia, the sorceress, the biggest in the world, got an asthma attack. Vrăjitoarea aceasta, care era cea mai mare din lume, a avut pe loc un atac de astmă. And she began to wheeze. Și a început, n-a mai putut să respire. De-abia își trăgea aerul. Get me out, I'm dying. Gata, gata, să moară, să-și dea sufletul. They carried her out. Ei au dus-o pe sus afară. I nearly went down to pray for her because, you know, we happen to pray for the sick. Și ar fi vrut să ne rugăm unii pentru ea, pentru că știau că noi ne rugăm pentru cei bolnavi. Now, acum, you ask, Bonke, how do you know the story? Cum știi întâmplarea aceasta? Cum știi ce s-a întâmplat, frate Bonke? Thank you for asking because this is exactly what I wanted to tell you. Vă rog să primiți mulțumirea mea, mi-a spus întrebarea, vreau să vă răspund. One of those four sorcerers came back. Unul dintre cei patru vrăjitori a venit înapoi. He stood in front of me. A stat în fața mea. Shaking. Începând să tremure. Like a leaf in the wind. Îi tremurau pantaloni în vânt. And he said to me. Și mi-a zis. Bonke, today I have seen that your Jesus is more powerful than my Lucifer. Astăzi am văzut că Iisus al tău e mai tare decât Lucifer al meu. Aleluia! Shout aleluia! 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 Therefore God has highly exalted him and given him a name above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dumnezeu i-a dat un nume, Domnului Iisus Hristos, nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se închine orice genunchi care este în cer, pe pământ și sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Rămășila mă răbobosianua. Aleluia! Aleluia! Osana, mărire! Oh, haleluia! Aleluia! Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah, mielului lui Dumnezeu. This man said to me. Omul acesta mi-a zis. Bonke, I want your Jesus. Bonke, vreau pe Iisus al tău. My latest information is. Ultima mea informație despre el este. That man today is an evangelist. Că astăzi, vrăjitorul acela este un evanghelist pentru Domnul Iisus. Are you happy? Sunteți bucuroși? Aleluia! Aleluia! There is power in the blood of Jesus. Există putere în sângele Domnului Iisus. To wash away your sins. Ca să spele păcatele voastre. To protect you from all evil spirits. Ca să vă protejeze de orice influență satanică negativă. And to empower you. Și să vă împuternicească pe voi. To be an effective witness.